Ieri și astăzi s-a desfășurat la Galați ediția 30-a a Festivalului de Datini și Obiceiuri la Nașterea Domnului și Anul Nou Tudor Panfile. Deschiderea evenimentului a avut loc ieri seară la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Galați, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Astăzi, după Sfânta Liturghie de la Catedrala Eparhială săvârșită de ierarh, festivalul a continuat pe esplanada lăcașului de cult. Evenimentul a reunit peste 400 de persoane din 12 grupuri folclorice și cete de colindători din județele Maramureș, Botoșani, Neamț, Bistrița Năsăud, Bacău, Vaslui și Galați. Cu o săptămână înainte de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, aici în pământul semănat cu cuvântul Domnului Hristos de Sfântul Andrei la Dunărea de Jos, au semănat bogat în sufletele noastre maramureșenii, botoșenenii, nemțenii, băcăoanii, vasluienii, muntenii, tot neamul întoarce brazda dureroasă a suferinței, a bolii și a pandemiei și speră în sămânța curată a sănătății sufletești și a sănătății efective pentru noi toți la sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Pe lângă tradiționalele colinde de Crăciun, participanții au încântat auditoriul cu cântece de stea, plugușor, sorcova și alte jocuri tradiționale. Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural Dunărea de Jos prin secția de cercetare, conservare și valorificare a creației și tradiției populare, în parteneriat cu Arhiepiscopia Dunării de Jos. Bucurie mare că ne întâlnim după o pauză de un an de zile în fața Sfintei Catedrale cu oameni de suflet, cu oameni care iubesc tradițiile și obiceiurile. Manifestarea tradițională de astăzi este una din cele mai reprezentative evenimente folclorice din județul Galați, privind colindul popular și obiceiurile tradiționale din sudul Moldovei și din întreaga țară. Am venit cu colinde bărbătești, cuprinse în patrimoniul UNESCO, și cu jocuri bărbătești, la fel, cuprinsă în patrimoniul UNESCO. Ne bucurăm că am venit la așa o sărbătoare, să cinstim nașterea lui Iisus Hristos, care asta înseamnă nașterea lui Iisus. Nu mâncare, nu băutură, nu muzică, distracție, nu. Se naște Iisus, slăviți-L. Noi astăzi l-am slăvit prin colinde, cum ne-am priceput și cum am putut. Tudor Panfile, cel al cărui nume îl poartă festivalul desfășurat zilele acestea la Galați, a fost un scriitor și folclorist român, autor de monografii etnografice referitoare la ocupațiile și obiceiurile poporului român.